Bine spuneam, și un necăjit. Necăjit în sensul că trebuie să mă ocup eu. Adică, mi-am pierdut aici ceva. Numai. Știți să vă răsplătească Dumnezeu? Cât m-ați scos din dobitocirea asta. Păi eu eram umbră să mă târăsc, să pierd la aragaz aici, când la mine în bloc am avut niște condiții extraordinare. Nu sunteți atent la mine. Pupați-vă cu ei. Tati, nu. O să... Deci eu îți dau banii când eu spun, dau jos că se urcă pe... Se urcă aici și... Lângă televizor eu nu las nimic. Uite, ce m-ai scăpat? Uite ce mi-ați făcut mie. Uitați ce mi-ați făcut. Belea, până acum am dormit, am zăcut în spatele meu. Abia l-am dat jos. A fost mult să prindă gustul. Uite să plouă. E bine că ați venit. N-am mai îndrăznit să vă sun. Când tata a crescut porumbii, zice, ăsta trebuie să facă plici.